Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem babutea. O depășire pe contrasens. Te deranjează câinele vecinului? Că latră la nesfârșit? Am o soluție. Cumpără-l și deranjează-l tu pe el. Serios? Serios. E o întâmplare din Măgurele, Prahova, povestită chiar de protagonist pe Facebook. Deci omul scrie așa: vecinul meu, spune, avea un ciobănesc gălăgios, iar eu m-am decis să-l cumpăr. E cumpărat câinele? Da, asta în primul rând e... prima. Deci... n-am întâlnit nici un om care să-și vândă câinele vecinului, pur și simplu așa. Deci, în principiu, te atașezi de cățel, cum? De câine, nu? E câinele tău, cum? Da. Cerere și oferă, depinde de ofertă. Mie îți dau niște bani pe el. Ia, mă, cât îmi dai? Ia-l, mă, ia-l de aici, du-l la tine. Deci vecinul avea un ciobănesc, m-am decis să-l cumpăr, totul bine și frumos, până când vecinul mi-a făcut reclamație, pentru că fostul lui câine latră. Mi se pare fabulos. Și amendă. Pot face ceva să anulez amenda, întreabă omul pe Facebook. Asta e de neîntâlnit. Deci ăsta l-a cumpărat că îl deranja. Nu știm de ce, poate i-a plăcut de el. Dar clar îl deranja, deci lătra câinele în vecin. Cum se întâmplă de obicei, adică mai la țară, nu știu. Cred că și la bloc, la apartamentul de deasupra sau de dedesubt, dacă are cineva un câine, se mai aude. Cineva eu. Ai caz? Băi, nu se aude, știi ce, care e chestia? Că de afară, da. Dacă ești pe balcon, nu se aude nimic. Dar dacă stau în casă, câinele ăla latră în toată casa mea. Deci mi se, și e de la mică, că-l simte, adică e de la tip poșetă. Nevricos. Da, da, da. Și cred că vecinii îl lasă acasă, pentru că el poate să latre o oră fără să fie oprit de absolut nimeni. Da, îngrozitor. Nu știu cum aș putea să-l ajut. Poate să-l cumpăr? Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.